Capitolul 18. Pavel la Corint. După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei și, fiindcă avea același meșteșug, a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor. Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de sabat și îndupleca pe iudei și pe greci. Dar când au venit Sila și Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Fiindcă iudeii îi se împotriveau și îl batjocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis: sângele vostru să cadă asupra capului vostru, eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, a intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Iust, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Dar Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui. Și mulți dintre corinteni, care auziseră pe Pavel, au crezut și ei și au fost botezați. Noaptea, Domnul a zis lui Pavel într-o vedenie: nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă am mult norod în această cetate. Aici a rămas un an și 6 luni și învăța printre corinteni cuvântul lui Dumnezeu. Răscoala iudeilor. Pe când era Galion cârmuitor al Ahaiei, iudeii s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel, l-au dus înaintea scaunului de judecată și au zis: omul acesta ațâță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Pavel voia să înceapă vorba când Galion a zis iudeilor: dacă ar fi vorba de vreo faptă rea sau de vreo blestemăție, v-aș asculta după cuviință, iudeilor. Dar dacă este vorba de neînțelegeri asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră, eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri. Și i-a alungat de la scaunul de judecată. Atunci au pus toți mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. Pavel la Ierusalim și Antiohia. Pavel a mai rămas destul de multă vreme în Corint. În urmă și-a luat ziua bună de la frați și a plecat cu corabia spre Siria, împreună cu Priscila și Aquila, după ce și-a tuns capul în Chencrea, căci făcuse o juruință. Au ajuns în Efes și Pavel a lăsat acolo pe însoțitorii lui. A intrat în sinagogă și a stat de vorbă cu iudeii, care l-au rugat să rămână la ei mai multă vreme. El însă n-a voit, ci și-a luat rămas bun de la ei și a zis: trebuie numai decât ca sărbătoarea care vine să o fac în Ierusalim. Dacă va voi Dumnezeu, mă voi întoarce iarăși la voi. Și a plecat din Efes. S-a dat jos din corabie în Cezarea, s-a suit la Ierusalim și după ce a urat de bine bisericii, s-a pogorât în Antiohia. A treia călătorie, Apolo. După ce a petrecut câteva vreme în Antiohia, Pavel a plecat și a străbătut din loc în loc ținutul Galatiei și Frigiei, întărind pe toți ucenicii. La Efes a venit un iudeu numit Apolo, de neam din Alexandria. Omul acesta avea darul vorbirii și era tare în scripturi. El era învățat în ce privește calea Domnului, avea un duh înfocat și vorbea și învăța amănunțit pe oameni despre Isus, măcar că nu cunoștea decât botezul lui Ioan. A început a vorbi cu îndrăzneală în sinagogă. Aquila și Priscila, când l-au auzit, l-au luat la ei și i-au arătat mai cu deamăruntul calea lui Dumnezeu. Fiindcă el voia să treacă în Ahaia, frații l-au îmbărbătat să se ducă și au scris ucenicilor să-l primească bine. Când a ajuns, a ajutat mult, prin harul lui Dumnezeu, pe cei ce crezuseră, căci înfrunta cu putere pe iudei înaintea norodului și le dovedea din scripturi că Iisus este Hristosul.